îl țineți în cavitatea bucală, sub limbă și adunați cât mai multă salivă acolo. Și închideți, închideți gura, da, sub limbă, închideți gura și îl țineți acolo. Polițiștii găsesc la razii tot mai mulți șoferi care au consumat droguri înainte de a conduce. Este și cazul unui tânăr care a fost oprit la intrarea în București de pe autostrada Soarelui. Testul rapid a ieșit pozitiv pentru consum de droguri, așa că din șofer a devenit pieton. Conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive crește semnificativ riscul implicării într-un accident de circulație cu consecințe deosebit de grave. Atât alcoolul cât și substanțele psihoactive favorizează implicarea într-un accident de circulație, afectează capacitatea de concentrare, induc conducătorilor de vehicule o falsă impresie în propriile simțuri. Trei oameni au fost la un pas de moarte într-o comună din Galați din cauza unui șofer care avea permisul suspendat pentru conducere sub influența drogurilor și folosea acum numere de înmatriculare de la o altă mașină. Bărbatul a intrat în depășire neregulamentară pe o trecere de pietoni pe care două persoane erau în traversare. A ajuns pe contrasens, unde cu doar câteva secunde înainte trecuse un adolescent și a oprit forțat când a intrat într-un motostivuitor. S-a auzit o bubuitură puternică de acasă și ne-a dat seama că e un accident. E păcat. Tânăr, da. De viteză și-a avut, răsășit, s-a răsășit așa și a dat în pom și o... Tânărul șofer și o pasageră care se afla în dreapta sa au fost răniți și au ajuns la spital. Polițiștii au deschis un nou dosar penal pe numele bărbatului pentru vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și cu număr fals de înmatriculare. Șoferul aventurier riscă acum până la 3 ani de închisoare. Din controlele făcute de polițiști într-o lună rezultă și o statistică îngrijorătoare. 200 de persoane care conduc sub influența substanțelor psihoactive, de asemenea, lunar, sunt depistate aproximativ 2000 de persoane care conduc sub influența alcoolului. Legislația penală a fost modificată, astfel în prezent cei care produc accidente din care rezultă cel puțin o victimă decedată, aflându-se sub influența drogurilor, a substanțelor psihoactive, a alcoolului sau care nu au permis de conducere în acel moment, vor fi condamnați doar cu executare. În 2021 se înregistrau puțin peste 1500 de persoane care conduceau sub influența substanțelor psihoactive, dar în prima jumătate a acestui an au fost deja aproape 1300 de astfel de cazuri. Polițiștii au prins sub influența alcoolului peste 4000 de conducători auto în acest an, iar fără permis de conducere peste 2300. Din totalul de 55 de accidente cu victime care au avut loc în primele 6 luni, 51 au fost provocate de persoane care au consumat alcool și 4 droguri.